zidirea bisericii cinstitei a dormirea sfintei născătoare de Dumnezeu de la Pecersca 14 august, povestire despre zidirea, împodobirea și sfințirea mănăstirii Pecersca. Celei din Kiev, ce este zidită din piatră, în numele a adormirii sfintei născătoare de Dumnezeu, s-a scris de Simon episcopului Vladimirului și al Suzdalului, să se știe de toți că în Sfânta la cea mare făcătoare de minunia cu vioșilor și purtătorilor de Dumnezeu părinților noștri Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, care este cea din tâi în tot pământul Rusiei, Biserica de Piatră a Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu a fost zidită, împodobită și sfințită cu voia și cu purtarea de grijă a Domnului însuși și cu mijlocirile și rugăciunile prea curatei Maicii Lui. Deci întâi pentru începutul cel făcut cu Minune al zidiriei. Să începem cuvântul cu fericitul episcop Simeon, astfel, pe pământul nemțesc a fost un domn, african, frate cu Iacun cel orb, care a fugit oarecând în hainețe sute cu și a mers cu ceata sa după Iaroslav, bătându-se cum Stislav, fratele lui cel cumplit. Acest african avea doi fii. Friand și Simon, iar după moartea tatălui lor, Iacun i-a izgonit pe amândoi din stăpânirea lor. Deci Simon a venit în Rusia la binecredinciosul domn Iaroslav, care, primindu-l, îl avea în cinste și l-a dat lui Vsevolod, fiul său, ca să fie mai mare la dânsul. Acest Simon a luat stăpânire mare la Vsevolod, având mare dragoste pentru sfânta mănăstire pe Cersca, iar pricina dragostei lui a fost așa, în timpul domniei lui Iziaslav Iaroslavic în Kiev, au venit poloții asupra pământului Rusiei, deci s-au adunat împotriva lor trei domni Iaroslavici, Iziaslav, Sviatoslav și Vsevolod, având cu sine și pe acest Simon. Aceștia au mers la cuviosul Antonie pentru rugăciune și binecuvântare de război, iar starețul, Deschizând nemincinoasa sa gură, le-a spus despre pierzarea care era să fie lor, iar acest neamț, căzând la picioarele starețului. S-a rugat să fie păzit de niște primejdi ca acestea, iar fericitul i-a zis, O, fiule, mulți din voi vor cădea de ascuțișul săbiei și, fugind de vrăjmași, vor fi călcați și răniți și se vor îneca în apă, iar tu, fiind mântuit, ai să fii pus aici în biserica care se va zidi. Și fiind ei la râul alții, ostile s-au lovit din amândouă părțile și, prin mânia lui Dumnezeu, creștinii au fost biruiți, iar domnii fugind, voievozii au fost uciși cu mulți ostași în acea lovire, unde și Simon a căzut rănit în mijlocul lor. Deci, privind în sus spre cer, a văzut o biserică mare și și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului, care le-a auzit oarecând, și a zis... Doamne, izbăvește-mă de această moarte amară, pentru rugăciunile prea curate mai citale și ale cuvioșilor părinții Antonie și Teodosie. Și îndată o putere l-a scos de acolo, dintre cei morți, l-a tămăduit de rând și pe toți ai să i-a găsit întregi și sănătoși, apoi, întorcându-se, a mers iarăși la fericitul Antonie și i-a spus lui, afară de aceasta, un lucru de mirare, zicând așa, Tatăl meu, african, a făcut o cruce foarte mare, ca de zece coți, și pe ea a închipuit asemănarea Dumnezeieștii întru păria lui Hristos. Și făcându-i cinste acesteia, a pus un brâu pe mijlocul ei, având cincizeci de grivne de aur și pe capul ei o cunună de aur. Iar când din un unchiul meu... M-a izgonit din stăpânirea mea. Eu am luat brâul de la Hristos și cununa de pe capul lui. Atunci am auzit un glas de la chipul care s-a întors spre mine și mi-a zis. Omule, să nu pui nici de cum pe capul tău această cunună, ci să o duci la locul cel pregătit ei. Unde cu viosul vazi di biserica mai mele și să o dai în mâinile aceluia. Ca să o atârne înaintea jertfelnicului meu. punct, Iar eu, de frică. Am căzut și zăceam amorțit ca un mort, iar după aceea, sculându-mă, am intrat în corabie și, călătorind noi, s-a făcut un vi formare, încât noi toți ne sem de viață. Atunci mi-am adus aminte de brâul de care uitasem cu totul și am început a striga, Doamne, iartă mă că mor astăzi pentru acest brâu pe care l-am luat de la cinstitul tău cip cel cu asemănare de un punct. Atunci deodată am văzut o biserică sus și gândeam care este această biserică și s-a auzit un glas de sus, zicând, aceasta este biserica care va fi zidită de cuviosul în numele Maicii Domnului. Precum o vezi cu mărimea și înălțimea, el o va măsura cu brâul cel de aur, de 20 de brâie în lărgime, de 30 în lungime, iar în înălțime va fi de 50, iar tu vei fi pus întrânsa punct, făcându-se aceasta. S-a liniștit marea, iar noi toți am proslăvit pe Dumnezeu și ne-am mângâiat cu bucurie foarte mare, că scăpasem de moartea cea amară povestind acestea, și a zis cu viosul lui Antonie, Iată, părinte, până acum nu știam unde se va zidi biserica ce mi s-a arătat, până ce nu am auzit din cinstita ta gură, că aici am să fiu pus în biserica ce se va zidi, deci îndată a luat brâul de aur și l-a dat cu viosul lui Antonie. Zicând, iată măsura temeliei acelei biserici, asemenea dându-i și cununa, a zis, iar această cunună să se pună la Sfântul Certfelnic, iar starețul a lăudat pe Dumnezeu pentru aceasta și a zis. Fiule, de acum înainte nu te vei mai numi Simon, ci Simon îți va fi numele. Apoi Sfântul Antonie, chemând pe fericitul Teodosie, a zis, Simone, acesta va ridica biserica aceea. Apoi Sfântul a dat fericitului brule și cununa și de atunci Simon avea mare dragoste către Sfântul Teodosie și i-a dat multă avere. Pentru întemeierea bisericii celei arătate de Dumnezeu și se ducea la dânsul adeseori iar odată Simon s-a dus la fericitul Teodosie și, după obișnuita lui vorbă, i-a zis, Părinte, doresc un dar de la tine, iar Teodosie i-a răspuns, O, fiule, ce poftești măria ta de la smerenia noastră, și i a zis, Imi trebuie de la tine un dar foarte mare și mai presus de puterea mea. Teodosie i-a zis iar, Fiule, știi sărăcia noastră, că de multe ori nu avem nici pâine pentru hrana de toate zilele și altceva nu știu dacă am. Simon a zis, dacă vei voi, îmi vei da, că poți după darul ce ți-a dat Domnul, care te-a numit cu vios, că ce eu cu de pe capul lui Isus, el mi-a zis. Se o duci la locul gătitiei și să o dai în mâinile cuviosului, care va zidi biserica mai cimele. Deci aceasta doresc de la tine. Să-mi dai mie cuvânt, că mă va bine cuvânta sufletul tău, precum în viață, așa și după moartea mea și a ta, Sfântul a răspuns, o. Simone, cererea ta este mai presus de putere, dar dacă mă vei vedea aducându-mă din lumea aceasta și după ducerea mea biserica va fi așezată aici și rânduielile cele obișnuite vor fi păzite într să fi încredințat că am îndrăzneală către Dumnezeu, iar acum nu știu dacă este primită rugăciunea mea, Simona a zis ești mărturisit de Domnul, pentru că eu singur am auzit despre tine, din prea curata gură a Sfântului lui Cip. De aceea mă rog ție, ca, precum te rogi pentru monahii tăi, tot așa să te rogi și pentru mine, păcătosul, și pentru fiul meu, Gheorghe, și pentru toți ai neamului meu, iar Sfântul s-a făgăduit și a zis. Mă rog nu numai pentru aceștia, dar și pentru toți cei ce iubesc acest loc sfânt. Atunci Simon, închinându-se până la pământ, a zis: Părinte, nu voi ieși de aici până nu mă vei încredința prin scrisoare. Deci, cu viosul, fiind silit pentru dragostea lui, a scris astfel, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, pentru rugăciunile prea Sfintei Stăpânei noastre născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria, a Sfintelor Puteri celor fără de trupuri, și celelalte cuvinte ale rugăciunii preoțești cea de iertare, care se sfârșește prin acestea, să fie iertat în veacul acesta și în cel ce va să fie. Când va veni dreptul judecător să judece vii și morții, de atunci a început a se pune această rugăciune în mâinile celor ce au murit precum Simon poruncise cel din tâi să-i fie pusă în mâna lui. Sfântul a mai scris lângă această rugăciune a lui Simon și aceasta, pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta, ca să răsplătești fiecărui după faptele lui. Deci atunci, stăpâne, învrednicește și pe robii tăi, Simon și Gheorghe, să stea de-a dreapta ta, într-o slava ta și să audă glasul tău cel bun. Veniți! Binecuvântați părintelui meu, de moșteniți împărăția cea gătită pentru voi de la alcătuirea lumii." Și a zis, Iar Simon, părinte, roagă-te și pentru aceasta să se ierte păcatele părinților mei și ale rudeniilor mele." Iar cuviosul Teodosie, ridicându-și mâinile, a zis, Să vă binecuvinteze Domnul din Sion și veți vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții voastre." până la cei mai de pe urmă ai neamului vostru, iar Simona a luat rugăciunea și binecuvântarea de la Sfântul ca pe un mărgăritar de mare preț, dorind să nu lase scrisoarea aceea nici când se va duce în mormânt, precum a și fost la urmă, iar el fiind neamț mai înainte, de atunci, cu darul lui Dumnezeu și prin învățătura Sfântului Teodosie, a lăsat nebunia latinească și a primit cu adevărat credința ortodoxă a lui Hristos cu toată casa sa, în care erau ca la 3000 de suflete, împreună cu preoții lor, iar aceasta s-a făcut pentru minunile ce se făceau de către și părinții Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, apoi, după multă vreme, când s-a întemeiat Sfânta Biserică pe Cerscăi, întâi s-a pus un Simon, după descoperirea de sus și după prorocia cu Antonie, drept aceea, acest Simon vrednic de laudă a arătat a Evea, după darul ce i s-a dat, căzidirea Sfintei Biserici pe Cersca. Mai înainte de a fi pe pământ, s-a închipuit și s-a zugrăvit mai întâi pe cer, astfel că s-a împlinit cuvântul psalmistului. Insuși cel prea înalt a întemeiat-o pe ea. Acest lucru s-a adăverit după aceasta și mai arătat. Prin mijlocirea împărătesei cerului, în acest cip, trecând câțiva ani, după ce Simona a dat brâule și coroana, au venit din Constantinopol la cuvioșii părinții Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, patru meșteri bisericești, zidari de piatră, oamenii foarte bogați, și au grăit, unde voiți să începem a zi biserica, iar ei au răspuns, în locul unde va arăta domnul. Meșterii au zis, minunat lucru, vremea morții voastre o știți, iar locul bisericii nu l-ați însemnat încă, dându-ne nouă atâta aur pentru plată, iar cu Vio și Antonie și Teodosie au chemat pe toți frații și au întrebat pe greci, zicând, Spuneți-ne adevărul, ce este ceea ce grăiți? Meșterii au răspuns, noi dormeam în casele noastre și dimineața. Când a răsărit soarele, au venit la fiecare dintre noi niște tineri frumoși la cip și ne-au zis. Vă cheamă împărăteasa la Vlacherna și ducându-ne, am luat cu noi pe prietenii și rudeniile noastre și am ajuns în Vlacherna toți odată și întrebându-ne, am aflat că am fost chemați la împărăteasa cu aceleași cuvinte și de aceeași soli, deci am văzut pe împărăteasă și mulțime de ostași împrejurul ei și ne-am închinat ei, iar ea ne-a zis. Voiesc să-mi zidesc o biserică în Chievule Rusiei și vă poruncesc să vă luați aur pentru trei ani și să vă duceți să începeți zidirea ei. Punct. Noi, închinându-ne, am zis, o, oh, doamnă împărăteasă, ne trimiți în țară străină, la cine vom merge? Iar ea ne-a zis, iată! trimit și pe Antonie și Teodosie, aceștia care stau aici de față. Punct. Iar noi am zis, atunci pentru ce ne dai aurul acesta pentru trei ani, Spunele acestora pentru noi, ca să avem hrană și cele de trebuință, că tu singură știi cu ce ne vei dărui pe noi. Punct. Iar împărătea sa ne-a zis acest Anton el vă va binecuvânta numai la lucru și se va duce la odihna veșnică, iar Teodosie, în al doilea an, va merge după dânsul. Pentru aceea luați aur pentru plata voastră și mergeți, iar a vă dărui pe voi cineva ca mine. Nimeni nu poate, căci eu vă voi da cele ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit și singură voi veni să văd biserica și voi locui într un punct. După acestea ne-a dat moaștele sfinților mucenici Artemie, Polieuct, Leontie, Acachie, Areta, Iacov și Teodor, zicând unie, să puneți acestea în temelia bisericii, iar noi luând sfintele moaște, aurul și toate cele de trebuință, am întrebat pe împărăteasă de mărimea bisericii și ea ne-a zis, măsura am trimis-o, este brâul fiului meu, după porunca lui. Însă ieșiți la Văzduh și vedeți mărimea ei, punct. Iar noi am ieșit și am văzut biserica în Văzduh. Deci, intrând iarăși, ne-am închinat împărătesei și am întrebat-o, o, Doamnă, care o să fie în numele bisericii? Iar ea ne-a zis voiesc să o numesc în numele meu. Iar noi n-am îndrăznit să o întrebăm cum îi este numele, însă împărăteasa singură a zis. Biserica va fi a prea sfintei născătoare de Dumnezeu. Și dându-ne această icoană, ne-a zis, aceasta îmi va ține locul. Punct. Iar noi, închinându-ne ei, am plecat la casele noastre având această icoană, pe care am luat-o din mâinile împărătesei, auzind toți acestea, au proslăvit pe Dumnezeu și pe ceea ce l-a născut pe el, iar Sfântul Antonie a zis meșterilor, o, oh, fiilor, noi niciodată n-am ieșit la voi din acest loc, iar grecii au zis cu jurământ, din mâinile voastre am luat aurul împărătesei înaintea multor martori, dar și până la corabie v-am petrecut împreună cu aceia și, după plecarea voastră, petrecând o lună acasă, am pornit pe cale și astăzi este a zecea zi de când am ieșit din Constantinopol. Iar cuviosul Antonie iarăși le-a zis, fiilor, de mare darva învrednicit pe voi Hristos, căci sunteți săvârșitori ai voii lui. Tinerii ce v-au chemat pe voi sunt îngerii prealuminați, iar împărătea sa cea din Vlacherna, care s-a arătat vouă în cip simțit, este însă și prea sfânta născătoare și pururea fecioară Maria, iar și din prejurul ei sunt iarăși îngereștile puteri cele fără de trupuri. Asemănarea noastră și aurul dat vouă, Dumnezeu știe, precum singura voită face pentru robii săi, deci binecuvântată este venirea voastră și ați avut bună împreună călătoare pe această icoană cinstită a născătoarei de Dumnezeu, care vă va răsplăti pe voi, precum s-a făgăduit, cu cele ce ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit căci acestea nimeni nu poate să le dea, decât numai aceea și Fiul ei, Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, al cărui brâu și coroană au fost aduse aici de către Simon Neamțul, căruia i-au fost spuse măsura, lungimea, lărgimea și înălțimea bisericii prea preacuratei de către un glas venit din cer, de la slava cea de mare cuvință iar grecii cu frică s-au închinat sfinților și au întrebat, ca și mai înainte, unde este locul pentru zidirea bisericii, iar cuviosul viosul Antonie a zis, trei zile vom petrece rugându-ne și Domnul ne va arăta locul, iar la începutul acelui lucru, prin îndemnare dumnezeiască. S-a adunat pe câmp o mulțime de oameni nechemați de nimeni, alegând locul pentru întemeierea acestei biserici, deci unii zicând unele, iar alții altele nu aflau loc cu vincios, iar moșia domnească era aproape și iată. După purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mergea pe alături binecredinciosul domn Viatoslav, care, văzând atât de mult popor, a întrebat ce fac acolo și înștiințându-se el, a bătut calul din cale și s-a apropiat de dânșii și ca îndemnat de Dumnezeu, le-a arătat locul pe moșia sa și le-a poruncit ca acolo să zidească biserica aceea însă și s-au rugat până la trei zile. Deci, cuviosul Antonie, rugându-se în noaptea întâi, i s-a arătat domnul, zicându-i, Antonie, ai aflat dar înaintea mea, iar cuviosul Antonie a zis, Doamne, dacă am aflat dar înaintea ta, să fie rou peste tot pământul, iar locul pe care binevoiește al sfinți, să fie uscat, iar dimineața a aflat locul uscat unde este acum biserica iar peste tot pământul era rouă. Asemenea, rugându-se Sfântul Antonie în noaptea a doua, a zis, Doamne, să fie peste tot pământul uscat, iar pe Sfântul loc rouă. Deci, mergând, a aflat așa, iar a treia zi, Stând la locul acela, s-a rugat, apoi cu viosul Antonie a binecuvântat locul, a măsurat lungimea și lățimea cu brul Domnului Hristos cel de aur, adus de Simon de la Nemți. După măsura pe care Simon a auzit-o din cer, pe când era pe mare, apoi cu viosul Antonie ridicându-și mâinile spre cer, a zis cu mare glas precum de de multă zis Ilie, ascultă-mă pe mine, Doamne, ascultă-mă astăzi cu foc, ca să cunoască toți oamenii aceștia, că Tu ești cel ce voiește aceasta. Și în data a căzut foc din cer și a ars toate vreascurile și mărăcinii, a lins și a făcut șans în chipul săpăturii pe locul cel măsurat, iar cei ce erau cu sfântul de frică au căzut ca morți și astfel. Cu darul lui Dumnezeu și cu rugăciunile osârdnice ale credincioșilor în frunte cu ale cuviosului Antonie, s-a să desăvârșit locul cel ales de Dumnezeu. Precum și mai înainte darul Domnului s-a arătat trecând spre locul acela, la rugăciunea Sfântului Teodosie, precum se scrie în viața lui. Că uneori trecea văpaie ca un curcubeu de la biserica cea veche, iar alteori treceau ducând icoana. Deci astfel adeverindu-se locul, s-a întemeiat Sfânta și de minunii făcătoarea biserică pe Cersca, cea de piatră, a prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, de cuvioșii părinții noștri, Antonie și Teodosie ai pe în anul 6581 de la zidirea lumii, iar de la nașterea lui Hristos, 1073, pe vremea iubitorului de Dumnezeu episcop Mihail, preasfințitul mitropolit Gheorghe fiind atunci la Greci, și în zilele binecredinciosului domn Sviatoslav Iaroslavici, care cu mâinile sale a început a săpa șanț de temelie și a dat fericitului iconom Teodosie spre ajutor 100 de grivne de aur. Ei au pus în temelie subzidiri și moaștele sfinților mucenici, date meșterilor în vlacherne de prea sfânta născătoare de Dumnezeu, după a cărei prorocie, cu viosul Antonie, mai trăind după acea puțină vreme s-a dus în același an la odihna veșnică, iar fericitul Teodosie a început a avea mare sârguință pentru zidirea bisericii, însă și el, la doi ani după mutarea cu viosului Antonie, când înălțase acum din temelie biserica. S-a înălțat și el de la pământ la cer, iar când fericitul Ștefan a luat egumenia după fericitul Teodosie, a zidit de sfârșit Sfânta Biserica pe Cerscăi, în anul al treilea, deci, Fericitul Ștefan a văzut el însuși acele minuni prea slăvite, cum meșterii au venit aducând icoana și cum au spus vedenia împărătesei din Vlacherna. De aceea, după plecarea sa din mănăstirea Pecerska, într-o a acelor prea slăvite minuni, a zidit la clova biserica Vlachernei, iar binecredinciosul domn Vladimir Vsevolodovici Monomahul, fiind tânăr, a văzut acele minuni adică când a căzut foc din cer și a ars șansul acolo unde s-a pus temelia bisericii. Minunea aceasta s-a auzit în tot pământul Rusiei și a mers și voievodul Vsevolod din Pereia Slav împreună cu acest fiu al său, Vladimir, care atunci era bolnav, ca să vadă minunea aceea. Deci, învelindu-se Vladimir cu brul cel de aur, îndată s-a însănătoșit cu rugăciunile sfinților părinților noștri, Antonie și Teodosie. De aceea, acest iubitor de Hristos, Vladimir, a luat măsură după această de Dumnezeu însemnată biserică pe Cerscăi și într-o sa domnie a zidit în cetatea Rostov o biserică asemenea acelea întru totul, în înălțime, în lungime și în lățime. Pe lângă aceasta a descris și pe hârtie toate praznicele rânduite în această sfântă biserică, pentru îndreptarea bisericii sale, iar fiul aceluia. Voievodul vodul Gheorghe, auzind de la tatăl său, Vladimir, ceea ce s-a făcut pentru această biserică, a zidit și el în a sa domnie, în cetatea Susdal, o biserică tot după acea măsură. Dar acum să mergem spre povestirea despre înfrumusețarea icoanelor acestei sfinte biserici. După 10 ani de la venirea meșterilor zidari de piatră, tot din Constantinopol au venit la fericitul Nicon, care pe atunci era egumen al Pecerscăi, meșterii zugravi de icoane, și au zis adune aici de față pe cei care s-au sfătuit cu noi pentru zugrăvirea icoanelor, că voim să ne înțelegem cu dânsii. Aceia ne-au arătat nouă să împodobim o biserică mică și așa ne-am și tocmit cu dânsii în fața mulți martori dar acum iată că această biserică este foarte mare, iar dacă nu, luați-vă aurul vostru, iar noi ne vom întoarce la Constantinopol, iar egumenul, auzind aceasta, s-a îndoit și a zis zugravilor, ce fel erau acei oameni, care s-au tocmit cu voi, iar zugravii arătând i lui asemănarea, chipul și numele lor, că unul era Antonie și altul Teodosie, egumenul a zis către dânsii, fiilor, nu putem noi să vă arătăm pe aceia, că mai înainte cu zece ani s-au dus la Domnul și ne încetat să roagă pentru noi, păzind această biserică, ferindu-și mănăstirea lor și purtând de grijă de cei ce viețuiesc întrânsa. Acestea auzindu-le zugravi, sau au spăimântat de răspuns și, aducând neguțători mulți, care veniseră cu dân și de acolo, au zis segumenului, înaintea acestora ne-am tocmit cu dân și am luat aur din mâinile lor, iar tu nu voiești să i arăți pe ei, de au murit, arată-ne nouă chipul lor. Ca și aceștia să-i vadă, doar au fost și ei cu noi. Atunci gumenul a scos înaintea tuturor icoana cu vioșilor părinții Antonie și Teodosie ai pe cer scăi, iar grecii văzând chipul lor, s-au închinat, zicând, aceștia sunt cu adevărat și noi credem că sunt vii și după moarte și pot să ajute să apere și să mântuiască pe cei ce aleargă la dânsii. Atunci negustorii au dăruit egumenului mozaicul ce l aduseseră de vânzare, cu care după aceea a fost înfrumusețat Sfântul Altar. Apoi zugravii au început a se de greșeala lor și spuneau acestea când călătoream cu corabia la Caneva, iată am văzut biserica aceasta mare la înălțime și am întrebat pe cei ce erau acolo, ce biserică este aceasta? Și au răspuns, este pe Cersca. Ai cărei împodobitori sunteți voi punct, iar noi, mângindu-ne că era prea mare. Voiam să fugim înapoi în jos, dar într acea noapte s-a pornit un vifor mare pe iar când ne-am trezit de dimineață, ne-am aflat aproape de Tripoli și luntrea mergea singură în susul apei, iar noi, oprind o pe ea cu a nevoie, am stat toată ziua socotindu-ne ce va fi aceasta, căci atâta cale am trecut-o într-o noapte, nevâslind, pe care alții, cu mare osteneală, abia ar fi putut o trece în trei zile. Iar în noaptea următoare am văzut în vedenie această biserică și această icoană făcătoare de minunia prea sfintei născătoare de Dumnezeu, zicându-ne nouă, oamenilor, de ce vă tulburați în deșert, nesupunându-vă voi fiului meu și a mea, de nu mă veți asculta și veți fugi înapoi, vă voi lua culoarea voastră și vă voi duce la biserica mea, și aceasta să o știți că de acolo nu veți mai ieși, ci călugărindu-vă în mănăstirea mea, veți sfârși viața voastră aici, iar eu vă voi mijloci milă în veacul ce are să fie. Pentru acești economi, Antonie și Teodosie. Punct. Deci noi, sculându-ne de dimineață, am voit să fugim în jos și ne-am ostenit mult văslind, dar luntrea mergea sus împotrivă. Drept aceea, supunându-ne, ne-am lăsat în voia și puterea lui Dumnezeu, și de grab luntre a sosit singură lângă mănăstire, acestea spunându-le aceia, toți monahii și grecii zidari de piatră și zugravi au proslăvit pe Dumnezeu, pe prea sfânta fecioară Maria, icoana ei făcătoare de minuni și pe cuvioșii părinții Antonie și Teodosie. Apoi zugravii s-au apucat de împodobirea sfintei biserici, ajutându-le Domnul prin celelalte semne ce urmau, precum înțelegem și de aici când meșterii împodobeau cu mozaic altarul acestei biserici zidite de Dumnezeu. Atunci chipul preasfintei stăpânei noastre născătoare de Dumnezeu s-a închipuit singur în altar. Deci, zugravi, fiind atunci toți înăuntrul altarului, au văzut cu toții acea minune înfricoșată și privind ei spre acel cip, deodată s-a luminat chipul acela mai mult decât soarele, încât, neputând să privească la el, au căzut cu fețele în jos spăimântați. Apoi puțin ridicându-se, voiau să vadă iar minunea ce se făcuse, când, iată, din gura chipului preasfintei născătoare de Dumnezeu a zburat în sus un porumbel alb spre chipul Mântuitorului și s-a ascuns acolo, iar cei ce erau în biserică. Priveau cu toții dacă va ieși din biserică. Deci toți privind, porumbelul iarăși a zburat din gura Mântuitorului și umbla prin toată biserica zburând pe la fiecare cip al sfinților, la au pe pământ, iar la alții pe capitolul. După aceea, zburând în jos, a stat după icoana făcătoare de minunia prea sfintei născătoare de Dumnezeu, iar cei ce stăteau jos au vrut să prindă porumbelul și au pus scara. Dar nu l-au găsit nici după icoană, nici după catapeteasmă și, căutându-l pretutindeni. Nu vedea unde se ascunsese, deci toți stăteau privind la icoana ce se arătase în altar. Când, iată, iarăși înaintea lor a zburat porumbelul din gura prea sfintei născătoare de Dumnezeu, și zbura în sus spre chipul Mântuitorului, iar cei ce stăteau jos au strigat către cei de sus care zugrăveau, prindeți-l, iar ei și-au întins mâinile, vrând să-l prindă, dar porumbelul iarăși a zburat în gura Mântuitorului și, iată, iarăși i-a strălucit lumină mai mult decât soarele, iar ei căzând cu fața în jos, s-au închinat Domnului că s-au învrednicit a vedea lucrarea prea Sfântului Duh care petrece într-acea biserică sfântă a Pecerscăi, deci meșterii zugravile de icoane, împodobind sfânta biserică cea asemenea cu cerul cu atât afacere de minuni. Se împodobeau și ei singuri cu felurite bunătăți și, viețuind în cip monahicesc cu plăcere dumnezeiască, și-au sfârșit viața într-aceeași sfântă mănăstire a Pecerscăi precum au făcut și meșterii zidarii de piatră, și toți au fost puși în pridvor, în peștera cu viosului Antonie, unde se află și până acum moaștele lor nestricate. Astfel s-a împlinit prorocia pe care au auzit-o acei fericiți zugravi când voiau să se întoarcă în Constantinopol și li s-a arătat lor sfânta biserică a pe cerscăi și prea cinstita ei icoană, care le-a zis, nu veți ieși de acolo. ci călugărindu vă acolo veți sfârși viața voastră. Se cuvine să pomenim aici încă și o altă minune aleasă, arătată de Dumnezeu prin prea cinstita icoană făcătoare de minunia prea sfintei născătoare de Dumnezeu, care se află în sfânta de Dumnezeu zidita și împodobita biserică de piatră a pe scăi, închinată a dormirii Maicii lui Dumnezeu. Au fost doi bărbați slăviți din cetatea Chievului, prieteni între ei, anume Ioan și Sergie, aceștia mergând la biserica pe Cersca. Au văzut o lumină mai mare decât soarele la icoana cea făcătoare de minunia prea sfintei născătoare de Dumnezeu și înaintea ei au fost primiți în frăția duhovnicească. Iar după mulți ani, Ioan s-a îmbolnăvit de moarte și, lăsând pe fiul său, Zaharia, care era de 5 ani, a chemat pe fericitul Nikon, egumenul pe cerscăi, și, de față cu acela, și-a împărțit averea la săraci, iar partea fiului său, o mie de grivne de argint și o sută de grivne de aur, a dat-o lui Sergie, căruia i-a încredințat spre pază pe fiul său, Zaharia, ca unui prieten al său și frate credincios poruncindu-i ca atunci când fiul lui va crește mare, să-i dea argintul și aurul. Deci, rânduind acestea, după puțină vreme a murit, iar Zaharia, ajungând la vârsta de 15 ani, voia să-și ia argintul și aurul de la Sergie, dar acesta, rănindu-se de diavolul și socotind să-și câștige bogăție, a voit să-și piardă viața și sufletul, căci a răspuns tânărului, Tatăl tău a dat toată averea lui Dumnezeu? Deci cere argintul și aurul de la el. Acela îți este dator, dacă te va milui. Iar eu nu sunt dator cu niciun galben, nici tatălui tău, nici ție. Aceasta ți-a făcut-o tatăl tău cu nebunia sa. El și-a împărțit toată averea sa în milostenie, iar pe tine te-a lăsat sărac și scăpătat. Auzind acestea, tânărul a început a plânge de nevoia sa și a trimis la Sergie cu rugăminte, zicându-i, Dă-mi mie măcar jumătate din... Din moștenirea mea și cealaltă jumătate să fie a ta, dar Serghii au cărât cu cuvinte aspre pe tatăl lui și pe el însuși. Apoi Zaharia a cerut a treia parte. După aceea a zecea și, văzându-se pe sine lipsit cu totul, a zis lui Sergie, dacă n-ai luat, vină și te jură mie în biserica pe Cerscăi înaintea icoanei făcătoare de minunia prea sfintei născătoare de Dumnezeu, unde ai legat cu tatăl meu legătura iubirii de frați, iar Sergia a mers cu îndrăzneală la biserică și, stând mai întâi icoanei prea sfintei născătoare de Dumnezeu, s-a jurat, zicând, n-am luat o mie de grivne de argint, nici o sută de grivne de aur, dar când a voit să sărute icoana, n-a putut să se apropie de dânsa, apoi, ieșind afară. A început a striga cu vioșilor părinții Antonie și Teodosie, nu porunciți să mă piardă acest înger nemilostiv, ci rugați-vă prea sfintei născătoare de Dumnezeu să gonească de la mine pe diavolii cei mulții, cărora sunt dat și să ia din cămara mea argintul și aurul pe Atunci a căzut frică mare peste toți și de atunci nu dădea voie nimănui să se jure înaintea icoanei prea sfintei născătoare de Dumnezeu. Apoi. Trimițând, au luat vasul cel pecetluit și au găsit în trânsul 2000 de grivne de argint și 200 de grivne de aur. Pentru că așa a îndoit domnul, răsplătitorul milostivilor, iar Zaharia le-a dat toate gumenului Ioan ca să le cheltuiască precum va voi, iar el s-a călugărit și și-a sfârșit viața sa în Sfânta Mănăstire pe Cersca, iar egumenul, cu argintul și cu aurul acela, a zidit biserica Sfântului Ioan înainte mergătorul, într-o a boierului Ioan și a fiului său. Zaharia, al cărora a fost argintul și aurul, aceste însemnări despre minunile icoanei scriindu-le, vom spune aici cum a sfințit cel prea înalt locașul Maicii sale, în anul întâi al Legumeniei fericitului Ioan, pe vremea mitropolitului cu același nume, Biserica Pecerscăi, cea zidită și împodobită cu minuni, a fost sfințită sfințirea ei. Cudarul lui Dumnezeu a fost însoțită de niște minuni ca acestea, rândui- ala Sfințirii Bisericii fiind aproape gata. Nu aveau lespede de piatră pentru așezarea Sfântului Prestol, deci au căutat mult să facă lespede acea de piatră, dar nu s-a aflat atunci niciun meșter pentru aceea au făcut o scândură din lemn, dar prea sfințitul mitropolit Ioan a voit ca într-o biserică mare ca aceea să fie scândură din lemn la Sfântul Prestol și pentru aceasta egumenul cu frații era un mare mâhnire. Deci au trecut câteva zile fără să se facă sfințirea, iar în ziua de 13 august, monahii au intrat în biserică. După obicei, ca să cânte vecernia, și iată, au văzut rângă peretele din mijloc al altarului, pusă o lespede de piatră și stâlpișor spre așezarea Sfântului Prestol, deci de grab s-au dus și au spus mitropolitului lucrul acela, iar el a lăudat pe Dumnezeu și a poruncit să se facă vecernia Sfințirii și au căutat mult pretutindeni pe apă și pe uscat, de unde și de cine s-ar fi adus o lespede ca aceea, și cum o duseseră în biserică, care era încuiată, însă nu au aflat urma nimănui. Apoi au trimis trei grivne de argint acolo unde se lucrează unele lucruri ca acelea, ca să le ia meșterul pentru o la sa și făcându-se cercetare pretutindeni. Nu s-au aflat lucrătorii ei pe pământ, ci însuși lucrătorul ceresc și purtătorul de grijă al tuturor bunătăților a făcut-o pe ea și a pus-o spre punerea înaintea prea curatului său trup și a cinstitului său sânge, voind ca pe acea masă, pe care a dăruit-o el însuși în casa maicii sale, să se junghie în toate zilele, pentru toată lumea însă nu este încă sfârșitul minunilor, pentru că a doua zi, după minunata aflarea a celei lespezi, preasfințitul mitropolit era în mare mâhnire, căci sosise vremea sfințirii bisericii pe cerscăi și nu era cu dânsul la sfințire niciun episcop, de vreme ce locul era departe, dar iată că fără de veste au stat de față. Cu puterea lui Dumnezeu, Iubitorii de Dumnezeu Episcopi, Ioan al Cernigovului, Isaia al Rostovului Antonie al Iurievului, Luca al Belgorodiei, care, nefiind chemați de nimeni din oameni, s-au aflat la rânduia la Sfințirii, iar prea Sfințitul Mitropolit Ioan s-a minunat de aceasta, pentru că nu trimisese pe nimeni după episcop și i-a întrebat, de ce ați venit, nefiind chemați, Răspuns au episcopii, stăpâne, au venit niște tineri trimiși de tine și ne-au zis. La 14 zile ale lunii august se va sfinți biserica pe Cerscăi, să fiți gata cu toții la liturgie cu mitropolitul Ioan, iar noi auzind aceasta, după cuvântul tău, iată că am venit. Apoi a răspuns Antonie, episcopul Iurievului, eu eram bolnav și în noaptea aceasta a intrat la mine un monah și mi-a zis, mâine de dimineață se va sfinți biserica pe Cerscăi, să fie acolo punct. Și cum am auzit aceasta? Îndată m-am însănătoșit și iată, am venit aici după porunca voastră, iar mitropolitul voia să caute pe niște oameni ca aceia care i-au chemat pe ei, dar îndată s-a făcut un glas ca acesta, stinsu sau cei ce îi scodesc iscodiri, iar mitropolitul și-a întins mâinile spre cer și a zis, o prea născătoare de Dumnezeu, precum la adormirea ta a adunat pe apostolii de la marginile lumii. Spre cinstea îngropării tale, așa și acum ai adunat pe lor și împreună slujitorii noștri, deci binecuvintează-ne pe noi la acest lucru și ne ajută nouă pentru slava fiului tău și a ta, atunci toți au fost în spaimă, pentru atâtea minuni, care nu au luat sfârșit aici, deci înconjurând biserica de trei ori și venind la uși, au început a cânta, ridicați! băieri, porțile voastre. Și nimeni nu era în biserică să răspundă. Cine este acesta împăratul slavei? Pentru că pe niciunul nu lăsaseră întrânsa și, fiind tăcere, s-a auzit dinăuntru un glas îngeresc, zicând, cine este acesta împăratul slavei? De deci ce au căutat niște cântăreți ca aceia, de unde sunt și cum au intrat în biserică? Fiind toate ușile încuiate, dar nu au aflat niciun om în biserică, atunci toți au cunoscut că pentru acea sfântă biserică toate se rânduiau cu dumnezeiasca purtare de grijă, încât au grăit despre dânsa împreună cu apostolul. O adâncul bogăției și al înțelepciunii și al cunoștinței lui Dumnezeu. Cât sunt de necercate judecățile lui și cât sunt de neurmate căile lui. Că cine a cunoscut mintea Domnului sau cine s-a făcut sfetnicul lui, astfel s-a săvârșit sfințirea Sfintei Bisericea pe Cerscăi în anul 6597 de la zidirea lumii, iar de la nașterea lui Hristos în anul 1089, în 14 zile ale lunii august, pe vremea binecredinciosului domn al Chievului, Vsevolodi Aroslavici, ajutând din sus Domnul Dumnezeu și făcând minuni în toate, cu rugăciunile prea curatei maicii sale și ale cuvioșilor părinților noștri Antonie și Teodosie ai Pecerscăi, deci minunată este, fraților. Povestirea acestei sfinte biserici de la Pecersca, care, mai înainte de începutul ei, a fost arătată și în pământul nemțesc de insuși domnul, care de la cinstitul său cip de pe icoană, i-a trimis coroana și brule și a arătat asemănarea ei. Iar în pământul grecesc de prea sfânta născătoare de Dumnezeu, care a trimis icoana sa și moaștele sfinților mucenici și ași a și -și de arătat asemănarea ei, iar la început și în toată întemeierea ei, care s-a făcut între chipuri, prin zidire, zugrăvire și sfințire, pretutindeni s-a arătat lucrarea prea sfintei treimi, căci la începutul zidirii acestei biserici însuși Dumnezeu Tatăl, care este vechi de zile, a însemnat locul prin uscăciune, căci uscăciunea este urmarea vechimii și a bătrâneților. Apoi fiul, care s-a pogorut ca roua pe lână, a trimis rouă, iar a treia zi Duhul Sfânt, care în limbi de foc s-a pogorut, a trimis foc din cer. Asemenea și în vremea împodobirii, tatăl care a zidit pe om după chipul său, chipul prea preasfintei născătoare de Dumnezeu l-a împodobit cu mozaic în altar, fără mâini de zugrav. Fiul, care este soarele dreptății, a umplut biserica cu strălucire. Duhul Sfânt, care s-a arătat în chip de porumbel, a arătat chipul cel de porumbel ce a zburat din gura chipului, iar mai pe urmă, în vremea sfințirii, tatăl, care oare a dat legea pe lespezi de piatră, a dăruit piatra pentru Sfântul Prestol, fiul, care este arhiereu mai înalt decât cerurile, i-a adunat pe arhierei în minunat cip, Duhul Sfânt, care este limba ce a grăit vestire în tot pământul, a răspuns dinăuntrul bisericii, nefiind acolo nici un om. Deci, dacă prin atâtea semne, Dumnezeu cel întreime închinat a iubit și întemeia această biserică. În numele iubitei sale, Maici, cerească împărăteasă, este arătat că și petrece într însa cu dragoste, iar împreună cu el și împărăteasa ce de-a dreapta lui. Folositoarea și scăparea tuturor creștinilor, prea sfânta născătoare de Dumnezeu, precum singură s-a făgăduit meșterilor în Vlacherne, zicându-le, voi veni și eu să văd biserica și voi locui într-însa, asemenea și Sfinții lui Dumnezeu, ale căror sfinte moaște sunt temeliene clintită sub toate zidurile, petrec nedepărtați în această sfântă biserică. Deci ce să zicem despre dânsa, căci cu adevărat este sfântă această biserică. Minunată într-o dreptate și asemenea cerului, pentru aceasta suntem datori a lăuda pe cei mai înainte răposați binecredincioși domni și boieri iubitori de Hristos pe cinstiții monahi și pe toți drept credincioșii care au avut o sârdie spre această sfântă și de minunii făcătoare biserica pe cerscăi, cărora și nouă, tuturor, fiilor bisericii ortodoxe, cu rugăciunile cu vioșilor Antonie și Teodosie ai pe cerscăi, să ne dea darul și mila sa Domnul Hristos, capul bisericii, cărui ai se cuvine cinstea și slava cu părintele lui cel fără de început cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Amin.